Infrastructura digitală de la Colegiul Tehnic CF Unirea din zona Valea municipiului Pașcani s-a îmbogățit în ultima perioadă cu echipamente în valoare de circa 35.000 de euro. Începutul celui de-al doilea semestru le-a adus elevilor o nouă tablă interactivă tip display touchscreen, dar și un sistem interactiv cu vizualizator și tabletă, funcționare intuitivă pentru vizualizarea celor mai mici detalii. Am achiziționat o tablă interactivă de tip display touchscreen Promethean cu diagonala de 75 de țoli, extraordinar de intuitivă, un sistem interactiv extraordinar de intuitiv și ușor de folosit, dar foarte atractiv și necesar lecțiilor. Noi am ales să-l punem pe un stand mobil, astfel încât să poate fi utilizat în orice sală de clasă dorește un anume profesor la o anumită lecție. Nu am ales varianta de a monta pe un perete. La noi, la Unirea, mai avem încă 3 table inteligente, de altfel, în alte 3 săli. Cu monitorul avem 4. Cu ajutorul acestora, în timpul orelor de curs, metodele clasice de învățare și predare se împletesc armonios cu cele moderne, necesare în era tehnologiei. Anul trecut, noi am participat la o competiție europeană de antreprenoriat, unde am obținut locul întâi și medalia de aur și, pe lângă acest premiu, a fost și un premiu în financiar de 2000 de dolari, pe care i-am primit în luna noiembrie 2020, iar acest premiu a fost folosit tocmai pentru achiziționarea unor echipamente necesare unui club de antreprenoriat pe care noi vrem să-l dezvoltăm începând cu acest semestru școlar din acest an. Și anume un vizualizator interactiv pentru atât digital, atât pentru laptopuri, cât și pentru videoproiectoare. Și jocuri, board game-uri pentru de educație financiară și educație antreprenorială. Tot printre noile achiziții se numără și 81 de laptopuri pentru laboratorul de informatică, iar astfel conducerea școlii precizează că experiențele de învățare interactive aduc bucurie și în sala de clasă, nu numai în online. Am îmbunătățit infrastructura laboratorului de informatică cu laptopuri noi, performante, pentru că aceste laptopuri pot fi folosite într-un fel și ca o infrastructură mobilă de utilizare a calculatorilor la lecțiile de informatică și de tehnologia informației și comunicațiilor. Pentru că și laboratorul de informatică este funcțional la Colegiul Unirea după un orar foarte bine pus la punct, asigurându-se aerisirea, dezinfectarea și așa mai departe, dar cu toate acestea nu toți elevii, toate clasele pot să ajungă în laboratorul de informatică. Iar cu ajutorul laptopurilor putem să ducem laptopul în sala de clasă, nu în laborator să vină elevii, pentru a-și putea desfășura orele așa cum trebuie. De precizat este faptul că finanțările pentru echipamente au fost obținute printr-un proiect european și prin câștigarea unui premiu în bani la o competiție internațională.